Vă pup, eu sunt Matei, astăzi facem ghicește rapperul cu Mario și special guest 4226. Să-i dăm cu regulile. Avem 5 participanți, dintre care doar unul e cu adevărat rapper, dar toți trebuie să ne convingă că sunt cel adevărat prin mai multe challenge-uri. Dacă reușim să prindem rapperul, am câștigat. Dacă nu, am pierdut. Invitații speciali de azi sunt 4226 în formula Rava, Ravizval și Giovanni. Mare pace pentru Beta Squad, de la care m-am inspirat cu conceptul, și Set Boy Club pentru studio. Apăsați neapărat butonul de like ca să văd că vă place seria. Abonați-vă neapărat toți cei care sunteți noi ca să nu ratați niciun episod și scrieți-mi în comentarii ce invitați mai vreți să avem și în ce domeniu, pentru că ăsta e al doilea episod din Guess the Real One. Să intre invitații! Toți arată ca mine. 2-2-2, l-auzi cuțule? Și-a luat flerul direct. 2-2-2. Da, pe 27 vreau să scot un EP flawless care e solo, fără nimeni decât eu. Și sunt strofe, efectiv, nici măcar refrene. Prezentați-vă! Mă cheamă Rio și fac muzică. Ce tip de muzică? Păi fac trap cu influențe de West Europe. De ce? De West Europe. Oh, Europe. Bă, a avut accent. Nu știe să ține microfonul pe. Vă pup, fac muzică la fel și eu ca toată lumea, de altfel mi se spune exe de aici, pune și o pasiune pentru eroare în muzică, genul de stil cum ar fi, nu știu, Ghostman, de exemplu. Faci trap ca Ghostman și ca... un fel de, care e combinație din techno, mixaj, și de acolo vine și porecla de exe pe care am de la eroare. Am înțeles, ok. Mă cheamă Andy și fac trap, drill, dark și de-astea. Și pe R&B și pe mai multe. Vă pup, sunt Mimiș, fac muzică de aproape 3 ani și fac mai multe stiluri, nu doar trap, și reggaeton, de toate. Vă pup, sunt Pralocheș. Cum? Pralocheș. Pralo? Da. Pralocheș, ok. Ne-am văzut pe toți aliniați, cinciu. Mirosea ceva. Putrez în Danemarca. Fac trap, nu manele, nu din state, fac trap curat de stradă. Bine, frate! Așa mă dupem, vrei să te mici? Bun. E waterproof să mă arăt partea mea, dar n-am cumpărat. Am luat waterproof, fata, de la Jizc, pe aia am dat 90 de lei pe ea. Avea cum altcumva. De unde ai luat-o? Am luat-o din Jizc. Din Jizc am luat-o, vere. Nu cred, băi, nu mea! Băi, nu mai nici! E uscată, frate! Nu cred. Nu m-am gândit așa. Dacă zic... E fața de masă așa? Vreau și eu. Jizc, să faceți plata pentru asta, da? Hai să începem cu prima întrebare. Cine te-a inspirat să te apuci și de unde a început totul? Ia zi 5. Pe mine, sincer, Șatra și Golanii mi-au dat vrăjeala și Specii și Cedric mi-au dat cultura. Am înțeles. De unde ai început totul? Când ai început? Când te-ai apucat? Da, a dat-o bine. Totul a început când eram mai mic și fratele meu se ducea la battle. Pe vremea când dădea Oscar battle, se ducea și fratele meu și tot dădea rime prin casă. Și cumva m-a inspirat să încep și eu să fac chestia asta. Câți ani are, frate? 24. Care a fost piesa care te-a făcut să te apuci? Care m-a rupt cel mai tare și m-a făcut să vreau să fac chestia asta, cea mai cunoscută de la Șatra, Terapia. Clasic. Eu am început să fac muzică datorită lui Taiko meu. S-a ascultat foarte multă muzică în casă, genera televizor. Când eram mic, era televizorul non-stop deschis pe MTV sau Atomic, dacă mai țineți minte acolo. S-a ținut microfonul bine, gen. Și după aia am crescut mai mare, băieți din cartier mi-au arătat Specii, CTC, după aia ușor, ușor am descoperit de trapul și am început să caut pe YouTube, gen How to Sound Like Travis Scott. Mi-am descărcat Audacity, bă, știi, un program de căcat care n-are treabă cu muzica și m-am apucat de acolo. E și lejer, așa, e calm. E sigur pe el. Mă înregistram pe iPhone, pe telefon și după aia le băgam în calculator. Tu câți ani ai? 24. 24? Da. Cum ai zis că te cheamă? Mimiș. Ok. Next. La mine a început de afară, din cartier. Mă știam cu Petrică și a doua sau a treia lui melodie a fost cu mine. El m-a inspirat. Gen, când l-am văzut pe el și eu am vrut să fac la fel. Care a fost piesa? Akita Inu se numește. Și în ce an a fost lansată? 2020. La mine pasiunea pentru muzică a început tot așa din techno. A început de la rock mai exact, pentru că mă pasiona cumva basul și BPM-ul. Am căutat să mixez piese cu BPM-ul care să fie egal cu BPM-ul în care ascult. Și la un moment dat am trimis cuiva din industrie destul de cunoscut ca producător o piesă, până am ajuns să fac o colaborare cu un băiat. Zi produserul, cine e? Acli. Să știi că nu e greu să ajungi la Acli ca idee. Eu zic înainte. Trebuie să dai suma de 250 de roni, ai ajuns la Acli. După aceea am făcut o piesă cu un băiat tot așa din anturajul respectiv și pe parcurs am reușit să mai cunosc lumea de acolo, cum a început și pasiunea. Ține microfonul bine? Nu ține niciodată? Nu. Voi știți. Ție paharul de vin. Băi, îl ține ca la interviuri, mă. E fix ca aia. Așa am venit să-l țin. La mine pasiunea pentru muzică a început când eram mai mic, eram în Italia. Pioa, ești din România? Nu. Continuă. Okay. Ai văzut că l-am simțit să mă rog. Știe, mă, cine știe, știe. Asta ziceam, că pasiunea pentru muzică la mine a început când eram în Italia și ieșeam și eu pe afară cu băieții mai mari, dădeau freestyle chestii, ascultam de afară din state, Metro Boomin. A fost primul producător ce m-a influențat să mă apuc pentru asta, artiști de acolo, din Italia. Produci sau cânti? Am început să produc și după când m-am mutat în România, am avut un tovarăș ce cânta, făceam beaturi pentru el. Cum îl cheamă? Vlad. Și-a dat Vlad, te pup, frate. Făceam o sesiune cu fel și mi-a zis că, bă, frate, de ce nu încerci să cânti, că o dai mai bine decât mine. Și acum mai mulțumesc pentru asta, că am ajuns să fac muzică. Vorbești italiană? Da. Bine de știu pentru Maicolo. Câte piese ai scoase? Ai scos ceva piese până acum? Bă, da, frate, nici nu știu exact să le număr, vreo 5, 6, 7, ceva de genul. Au peste 10K gen? Da. Bun. Ok. Bun. Bă, acum trebuie să votăm. Pe cine scoate? Hai să votăm. Deci începând de acolo, din dreapta de la el, sunt 1, 2, 3, 4, 5. Eu zic 2. Sincer, 2 s-a scârțit foarte mult. Da, și eu sunt între 2 sau... Eu sunt 2 sau 1 cu aia. Eu sunt 2 sau 5. Bă, 1 e la sau ăla, că nu mai înțeleg. Ăla e 1. A, 5, 5. Vezi, Romeo, 2 sau 5. Eu merg pe 2, pentru mine e 2. Și de ce? Că e puțin crazy așa, 2 iei și afară. Te-am pupat. Ei țineau așa, ori așa, ori așa. Cum se vede ca trepăr să stai și știu un ciocan, înțelegi? Nu acoperi capsula, gen, așa. Și ții mâna așa, ca să poți să-ți ia vocea, așa, dacă cânti în p***, n-are rost. Următoarea întrebare e, care a fost cel mai greu moment din cariera ta și cum l-ai depășit? Asta nu înseamnă neapărat greu, în sensul că greu ca viață, ca tot. Concerte multe, muzică multă, ocupat, nu știu. Burnout-uri, da? Da, burnout-uri, chestii de genul ăsta. Sincer să zic, am pățit o chestie cu un an, m-au lăsat doi prieteni de-ai mei foarte buni, că mi-a fost mai greu, aveam o perioadă mai proastă, am avut și depresie. Fix atunci am rămas și fără frații mei, cu care ieșeam în fiecare zi și cu care mergeam la studio și așa, dar prin muzică cumva am reușit să depășesc chestia asta, pentru că ocupându-mi timpul cu chestii de genul să fac versuri și așa, am reușit să scap de chestia asta și vreau să le demonstrez acum că sunt mai bun. Decât ei, gen? Da. Și ei fac muzică? Nu, ei nu. Păi ce vrei să demonstrezi? Cum vrei să fii mai bun decât ei dacă ei nu fac nimic? Pe băiețeală. Să-l arăt că pot să ajung sus. Ok. Și de la ce a plecat totul? De ce v-ați separat? Da, de ce v-ați separat? Adică extinde puțin. Deci, da, bani sau femei? Femei, nu? Femei, da. Bă, gândi, mă, cum știu să moară familia mea. Eu sunt ghid de cartier, dacă vrei. Cel mai greu moment a fost faptul că noi eram din București și mi-era greu să-mi fac conexiuni, să mă duc la studio. De unde ești? Din Giurgiu. Uite, aici eu îl înțeleg, gen. Și mie mi-a fost super greu la început. Și să zicem că a mai fost un moment la început, toată lumea făcea mișto, gen trepări, de-astea când ieșeam afară. Dar acum cu timpul toată lumea mă întreabă, a, ce mai scos, ce mai știi ce zic. Și acum s-au schimbat treburile, dar am depășit toate astea, n-a fost o problemă. Next. Acum un an și jumătate și ceva de genul, 2 ani, am avut un anturaj super prost și am luat efectiv o pauză de la muzică, nu mă mai concentram efectiv deloc, nu mai eram atent la ce fac și asta e tot, pur și simplu. După mi-am revenit, dar eram prost rău de tot, anturajul ăla. Cum ți-ai revenit? Mi-am dat seama, gen, ce făceam, care erau activitățile mele de zi cu zi și... Te trăgeau în jos? Da, rău. Ok. Momentul cel mai greu la mine a fost, cred că, când m-am mutat în București, că nici eu nu sunt din București. De unde ești? Bă, m-am născut în Valea Jiului, în Hunedoara, dar pe la 2 ani am plecat în Italia, că au plecat ai mei și am crescut acolo până pe la vreo 14, după am stat prin Timișoara și... Ia, din Hunedoara, ești fratele meu dacă ești din Hunedoara. Ok. Și asta ziceam, că ăla a fost momentul cel mai greu, că gen am venit în București, am semnat, am zis că bă, ăsta e momentul să iau treaba asta 100% serios. Ai semnat? Da. Cu cine? Cu casă de discuri. Am înțeles, da, ce casă? Trebuie să dai nume sau? Cu Rotonul, la Rul, pe partea de underground. Atunci am zis că trebuie să iau chestia asta în serios, de la direcția artistică la tot și am stat și am muncit foarte mult și am fost destul de panicat până am găsit filmul exact. Până acum niciunul nu mi-a dat impresia de treabă, pe bune. Dar stai mă așa înainte să votăm și înainte de așa, hai să ne uităm și puțin la aspectul lor. Cum arată, cum se poartă, cum țin microfonul în mână, cum toate chestiile de genul. Că mi se pare că un trapper să se poartă într-un fel. Am eu o întrebare. Ce stil de muzică faci? Așa cum am zis și mai devreme. Am uitat, sorry. Faci trap? Da. Ce fel de trap? Drill, jersey, sânge? Dă-ne un reper. O subcategorie. O combinație între Cedric și Mgcapa. Votăm, nu, eu merg pe mâna voastră, nu știu. Bă, eu îmi dau seama după îmbrăcat. Păi după îmbrăcat, uite și după aspectul. După îmbrăcat 5, trebuie să mai lucrăm la hăinuțe, dacă vrei să fii trepăr. Bă, eu când am văzut pe 5, am văzut că toată lumea, tot Rava, inclusiv Rava, toți băieții lângă mine ziceau că e 5-5-5. Bă, mie mi s-a părut, fiind vlogger, fiind de-alea, mie mi s-a părut că e bun 5, adică, nu știu, mi s-a părut că e tare. În capul meu eu nu l-aș fi votat pe 5, nu l-aș fi scos pe 5, l-aș fi ținut puțin mai încolo. Nu știu de ce, în capul meu mi s-a părut că e real. M-a făcut așa, mi-a dat-o bine. Aoleu, să tai asta cum asta cum mi-a dat-o bine să o tai, să scoți. Unu, tu ce stil de muzică cânti? Deși mie microfonul. Nu ține la tine. Ziceam că fac trap cu influențe de West Europe, Italia, Spania, astea. Bă, după cum e îmbrăcat se vede, gen. Da, chiar se vede. Are sens, are sens. Ai un artist ca referință? Am artiști care îmi plac, dar nu mă influențează neapărat ca sound. Sound-ul tău, e mai unic sound-ul tău. Nu chiar, că până la urmă muzica se repetă, în orice caz ai ceva de la unul, de la altul, de la asta nu e infinită. Da, am așa câțiva artiști, gen, nu știu, Sfere Basta, Capo Plaza, din Spania îmi place de Murat, din Franța îmi place de Nino, de Jules. Mie îmi place de 3 și de 1. Și eu la fel, 1 și 3 acolo. Eu sunt acolo. 5 trebuie să mai aflăm. Poate ne dovedește 4, altceva. Votăm? Da, hai să votăm atunci. Eu, și eu mă duc pe, după ultimele răspunsuri pe 5. 5, eu tot 5. 5, toată lumea 5? 5, da. 5, te-am pupat, frate. S-a întors scaunul pentru tine. Bun, deja s-a cam rărit treaba. Hai să punem a treia întrebare. Când ai fost ultima oară la studio și cât ai stat? Înainte să vin aici. Ok. Și am stat, nu știu, vreo 2 ore, ceva de genul. Și ce ai făcut? Am început să fac o piesă. Cum începi să faci o piesă tu? Bă, depinde cu ce producători sunt în sesiune. Uite, azi cu cine ai avut? Cu ESCU și Adautescu. Ok, cu ESCU. Cu cine mai lucrezi? În ultimul timp cel mai mult cu ESCU. Am lucrat cu Marku, cu Ț. Oamenii mei? Yes, sir. Iau stil, eu uite, eu nu știu pe Marku și cu Ț. Și cu Purny am mai lucrat, am făcut o piesă odată cu Marku și Purny. Păi auzi, uite, face cu oamenii tăi și nu știu de el. Nu, minte că Purny nu face cu oricine. Ai ieșit piesa cu Purny și cu Marku? N-a ieșit nicio piesă din astea, dar dacă vreți vă bag mai încolo. Ce stil de beat ai dat când ți-am făcut Marku și Purny? Bă, ei au venit în zona mea, cum am zis mai înainte. Și care e chestia? Că ei nu vin nici în zona mea, eu trebuie să mă duc în zona lor. Bă, da, îți dai seama că există compromisul ăla. Păi și cum au venit în zona ta dacă ei nu vin nici în zona mea? Nu știu, frate. Cred că le-ai plăcut prea mult de tine. Unde ai tras cu ei? La SIC. Acum cât timp la SIC? Am fost și înainte să vă mutați și acum, gen. Bă, nu-s din București, nu știu zonele, dar știu că înainte, gen, aveați acolo lângă. Ok. Și acum mai către... Unde ai tras piesa cu Marku și cu Purny? Nu știu, cred că prin mai. Prin mai? Aia am tras înainte să vă mutați. Păi și când ai venit la studio nu m-ai văzut? Că eu în mai eram în fiecare zi la studio. Bă, nu, dar m-am întâlnit cu Amul în ziua aia. Și când am venit acum, gen, de când v-ați mutat, nu te-am văzut niciodată, bă. Păi noi mai eram deja mutați, cum vine? Atunci înainte, nu mai știu exact. Ultima oară când am fost la studio a fost weekendul trecut și am stat vreo 3-4 ore așa. Unde ai fost la studio? Un voluntar la un tovarăș de-al meu. La cine? Mușat. Și ce ai făcut la studio? O melodie. Ai terminat-o? Da. În cât timp? Nu știu, cred că într-o oră sau două și am mai făcut una... Câte strofe? Nu știu, cred că 6. 6 strofe? Da. Într-o piesă nu există 6 strofe. Există 2 strofe și 3 refrene în general. Vezi că ai știut. M-am referit la o strofă 4 versuri. Nu, zic o strofă. O strofă înseamnă o strofă. Adică după refren vine partea aia care se numește strofă, înțelegi? 12 măsuri cu 12 măsuri. L-ai cam luat, da. Stai, că din asta îmi dau seama. La câta măsură intră beat-ul, dropul de obicei. Mama, să zici că e la școală, la muzică. Tu când înregistrezi sau când îți face, probabil nu-ți face beat, iei beat-uri de pe net, nu? Da. Exact. Și orice beat de pe net, în general, eu zic în general, nu mereu. Cam când e normal să intri tu pe beat, la câta măsură? Prima. Greșit. Următorul. Așa mă scotea la fizică, ne punea 5 și întreba aia de fizică, nu? Următorul. Dar mă, e rău de tot cu ei, mă, să mor de nu ia. Păi eu, Pioa, nu sunt rău cu ei, dar nu sunt trepări. Trepări nu sunt, n-au între picioare. Corect. Să ne luăm în gură. Hai, următorul. Ultima oară la studio am fost acum 2 săptămâni, am stat 3 ore și am făcut o piesă. Ce piesă? Cum se numea? Fata ce zici? Fata ce zici? R&B? Aproape, 2000 type shit. Ok, și ce BPM avea beat-ul, cam așa aproximativ? În ce BPM ai tras? Păi nu eram eu la butoane, dar cred că... Păi nu, te dai seama, gen, uite, dacă e așa, e sub 100. Dacă e așa, cum e, peste 100? Sub 100. Cine era la butoane? Stănescu, Șara Stănescu. Da, nu folosiți metronomul, trag după ureche și cred că, nu știu sigur dacă zic bine asta cu măsură, dar cred că a patra... Păi nu, ca să pui beat-ul în program trebuie să folosești metronomul, corect, Ravizval? Da. Fără metronom nu poți să intri pe beat. Da, am zis că nu trag cu el, gen când trag, nu trag cu metronomul. Atât. Asta e alegerea ta, da. Gen piesa ai făcut-o despre o fată din viața ta? Nu despre o fată din viața mea. Păi se numește Fata ce zici, nu? Da, Fata ce zici. Dar gen e așa, de distracții, gen haz, R&B puțin. Da, mă, dar tu când scrii nu scrii despre ceva? Ba da, scriu, dar scriu așa, gen, pot să-mi și imaginez un scenariu, nu trebuie să fie, gen... De cât timp cânti? De aproape 3 ani. O să fredonezi refrenul de la? Fata ce zici, îmi place cum te miști, nu sta la bar, poți să dai și tu aici, te simți de priviri, n-are rost să te complici. În ce program ai tras? În FL am tras. Apare sigur pe el. Hai să votăm, nu? 2 afară. Deci măcar n-am așteptat că... Bă, ne pare rău, dar n-ai știut. Chiar credeam că el e 100%, nu știu, nu-mi dădea altcineva vibe că ar fi. Băi, pentru ultima rundă v-am pregătit o probă de freestyle. Adică mi se pare că trebuie să te descurci ca freestyle. De 3 ani ar trebui să se priceapă. Eu de 3 ani, cânt eu. Păi da, asta zic. Deci oarecum nu neapărat gen, dar da, pot să încerc. Care ți s-a părut că ăla e treborul? Rio. garda înainte să vorbească și tot. Da. Dai seama și după cum stă după port. Trebuie să fii bun la freestyle, asta zic, că poți să nu fii bun la freestyle și să scrii. Două strofe dintr-o piesă de-a ta, full. Nu neapărat freestyle, uite, gândește-te la o piesă de-a ta bună și două strofe. O strofă care îți place ție. Ok, hai, că dau puțin așa. Stai puțin, ăla nu-i 50 Cent, e Mimiș aladitul cu pucheală și talent. Am băgat foarte multe și Mimiș foarte încet. Vrea să tragă, n-are banda, o trec pe caiet. Ok. Ok. Next. Inter Milan Serie A, facem banii digital, nu amestecând double cap, niciun medicinal. Actavis Elveția, fumez gheață de peste ce am pun zona pe hartă să nu mai ajung în tribunal. Coaie, poți să trag ceva pe tine, poți să dai ceva în italiană? Că ai zis că vorbești italiană. Nu ceva neapărat al tău, orice ceva italiană cunoscut în Italia. Capo Plaza, ceva. Da, Capo Plaza, baby gang. Stai că dau ceva mai vechi ce ascultam când eram mic, e mai catering. Aumentul alimentațione prende focul alimentatore, ghisimenta stoarele spută relentatore, ogni separole di do dipendenza con metadone, meta uomo, metaclone, face seratone. Sotto il segno del dragone scrivo ogni sera nuove barre che per farli impiega il tempo che il pianeta muore fra di sta merda meno appena la temperatura, fra di sta merda meno appena la temperatore. Gra. Eu să mai dați un freestyle. Și băiatul celălalt a dat freestyle bine, dar ăla în italian a fost numărul 1, zic că era Eminem pe Italia. Pe freestyle clar a câștigat el, dar mai sunt întrebări? Băi, nu ești hotărât, gen, tu nu te-ai hotărât? Și aveți un fit, aveți fituri? Da. Care e cel mai mare fit al tău? Oh, jeez. Bă, ești nebun? Ok, bine, voi țineți cont că el poate să-și mintă, gen. Pot să zic și eu că am fit cu Eminem, gen. Ai fit cu Eminem? Urmează, încă nu s-a scos. Și tu, ai vreun fit? Eu am fit doar cu tovarășii mei care fac muzică și nu sunt așa de mari, nu sunt cunoscuți, n-am cu nimeni mare din industrie. Dați-ne un 5 secunde, dar dintr-un snippet, de ceva ce nu e scos. Eu zic că primul e trepor adevărat și al doilea e pasionat. Bă, treaba e că unul, uite-te, că se și poartă într-un fel, gen. Bă, pune marul freestyle-ul ăla cu aia, în italian. Da, rup, gen. El, nu, da. V-a zis, bă, v-a zis că a făcut cu Marku. V-a zis, vă rog, că a făcut cu Marku. A zis că n-am mințit. N-am mințit, n-am mințit. Dacă te mai punem să arăți ceva și cu Purny, ai ceva cu Purny tras? Se vede că e făcut de Purny. Deci atunci să decidem, nu? 1 1 1 1 1. Bă, Verei, te minte, e camera pe ea. Bă, e camera pe ea, doamne! Bă, ați văzut ce am făcut, că am ghisit în sec și am simțit că leșin? Nu-mi plac glumele astea când e vorba de așa ceva. Clipul ăsta de la început ai vorbit mai mult. Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat față de primul clip? Cine, eu? Bă, ce să fac, m-am simțit mai bine, m-am alea, nu știu ce, am fost și eu mai pe vibe, am fost tuns, am fost frumos. Bărberit, frumos. Bă, bune, contur la barbă. Reveal-ul. După a fost 5. Să facă realul pasul în față. Adevărat. Trepărul real. Care-i trepărul? Care? Haide, mă! Ca gura jos! Da, mă, da, da, mă, da, e bine. Eu e numele tău real? Am mințit, mă cheamă Young Hope. Pe toate platformele și peste tot mă găsiți ca și Young Hope Official și următoarea lansare o să fie pe 27 decembrie. Fit Stizi, produse de ESCU, video regie Alexandru Petcu, cum v-am obișnuit, vă pup. Eu am zis că mă cheamă Andy, Andy mă cheamă. Chiar ai piesă cu Petre Ștefan. Da, cu aia, am mixat-o eu. Știi piesa? Da, da, ați întrebat care e treporul, gen, la modul semnat. La modul cel mai serios. Cel mai bubuit dintre voi, gen. Păi, cred că în 2019 am făcut piesa, venise el cu Petre să fac o piesă la mine la studio, ne aveam în studio și a făcut piesa asta, Akita Inu, și eu îl știam așa, parcă l-am văzut după față că el ar fi, că a zis Akita Inu, asta și... Am mixat piesa lor. Și pe mine mă cheamă Pralocheș, mă cheamă Rareș. N-am absolut nicio treabă cu muzica, vă zic sincer de acum. S-a văzut, fratele meu, că n-ai nicio treabă. Vrei să dăm freestyle amândoi? Dă două strofe și după dau eu o strofă. Dar dă-o cu flow, frate, că așa dau și eu. Cu vână, nu așa! Fierul gris stă la purtător, îl țin, are clipul full. Numărul 1 ești, și încă o dată. Ia vino și dă microfonul, să dau și eu. Ia vezi, să pune pizda pe jos, e periculoasă. În scopul afară, după o trimit acasă. Îi dau două pastile și mai am linii pe masă. Îi dau o scurtă, e prea lungă, ei să face greața. Aștept secunda și momentul să-i o pumpă. Am inima de gheață, nu vei să simte de... Nu mai bag căcatul în mine, coaie că-i groasă, era să o mierdeți de 4 ori într-o dimineață. Au, aha, aha. Asta a fost cu clipul, eu am fost Matei, el a fost Mario și eu a fost 4226. Vă mulțumesc mult că ați apărut! Brr, cum ne întâlnim la fiecare festival, ne întâlnim și de această dată. Cum ți s-a părut filmarea? Super, super. Dar vreau să fac și un anunț. O fată să-mi Da, mă, v-am zis că o să vină invitați din ce în ce mai top. Urmează clipuri tot mai tari, tot mai tari, tot mai tari. Da, bă, să moară! Da, mă, ăsta e duo, ăsta e coprezentator, dacă nu v-ați dat seama. Băi! Cam asta a fost.